Ce ocupați aici, doamnă? Mă ocup, în primul rând, de acest aranjament, o compoziție fantastică, culoarea roșie, amese și cu trunchiul ăsta căzut. Și lozincile erau aici, e? Lozincile au crescut. Cresc așa când peste noapte, nu se știe ce, se întâmplă ceva miraculos în acest parc de... Apar mesaje, apar... Cred că ar trebui să începem cu salubrizare, ia uite cât plastic pe aici. Bine că nu arde, deocamdată. Mai și un pic mai mult. Mai și un loc de Sfânta Păcat. Bine și doamna Andronescu. Acum toți vor să fie manager, doamna. Toți vor manager. Focul ăsta puse, focul ăsta puse, poate să ajungă și la blocul și la biserică. Discuții deja au făcut. Deja au făcut. La un liceu care e liceu. Da, deja. Economia noastră să devină cât mai puține emisii de carbon, energie cât mai verde, cât mai puține deplasări cu mașina. Da, în schimb se deplasează cu avioane care poluează de... Voi știți de ce sunt chestii astea? Să începem doar să mă spun numele dumneavoastră și ce trebuie să vă punem pe burtieră. Mă numesc Andreea David. M-am format, am inițiat grupul ăsta. Aici a fost o pădure, aici ar putea fi o pădure. Ne găsiți și pe Facebook și pe Instagram. Nu suntem o organizație, un ONG sau o grupare politică. Suntem pur și simplu cetățenii ai parcului. Da, e prezentarea. Ce căutați aici? Ce faceți aici? Ne întâlnim din iunie, aproape în fiecare zi, să protestăm în parc și să încercăm să salvăm, în măsura în care e posibil, din partea cetățenilor, sau să tragem un semnal de alarmă asupra ceea ce se întâmplă aici și asupra pericolului. Iată, 8 incendii în ultimele 4 săptămâni. Și în sensul ăsta ne organizăm pe mai multe planuri, am luat legătura și cu, evident, alte organizații de mediu și încercăm să vedem ce putem ajuta deja de mersurile începute. Au fost organizate două proteste mari în primăvară de gruparea civică IORE și de Greenpeace. Nu s-a soluționat nimic. Astăzi a venit Robert Negoiță aici să spună că el vrea exproprierea și să dea vina pe Nicușor Dan. Nu comentez aici. Adevărul e că nu s-a făcut nimic și adevărul e că nu s-a instalat niciun post de poliție, astfel încât să monitorizeze zona. Lucru evident periculos pentru toți trecătorii în parc. Ce aveți de gând să faceți în caz că nu se schimbă nimic? Adică să-mi spuneți dumneavoastră programul întâlnirilor pe care le aveți, că ați spus că nu doriți să le spunem proteste. Noi vom continua să fim aici. Începând de azi, în fiecare seară, de la ora 4, fiecare după masă, de la ora 4, până târziu, până se întunecă, până sâmbătă, sâmbătă 9 septembrie. Sâmbătă 9 septembrie vrem să organizăm un protest mare în care invităm pe toți cetățenii. Până atunci, în fiecare seară, avem aici un birou de ocupare a parcului IORE, în care avem exemple de petiții, de solicitări, de către primărie, către poliție, tot ce poate să facă cetățeanul care vrea să spună ce și-ar dori pentru acest parc. În același timp vrem să studiem și legea spațiilor verzi și codul urbanistic, cel care permite, pentru care s-a protestat la guvern în primăvară, cel care permite construcția de clădiri pe spații verzi și așa în dispariție în tot orașul. Vrem să vorbim în urma tot ce studiem și în urma tot ce discutăm, să facem pancarde, să scriem mesaje, cumva să discutăm și să ne organizăm, să ne cunoaștem și să ne exprimăm dreptul la respirație, dreptul la spațiu verde, care e un drept la oraș sănătos și care în București nu se respectă absolut deloc. Deocamdată nu se face decât propagandă politică și de fapt nu se soluționează absolut nimic. Spațiile verzi dispar. Două secunde. Dacă vreți, vă ajut, vă țin minte. Și în fiecare seară, de la 4 ne întâlnim să discutăm și să ne organizăm, aducem calculatoare, aducem tot ce trebuie. Absolut tot ce e nevoie, iar de la 8.30 invităm la microfonul cetățeanului într-o agoră în care fiecare om ar fi bine să spună, e invitat să spună tot ce își dorește pentru acest loc. Mulțumesc frumos!
25 de lei amendă pentru un copac tăiat. Eu am și vuvuzelă. V-ați mutat cu biroul la locul faptei? Continuăm cu lanț uman la 7 la 8. Acum sunt 4 pădure în 2014 și 2015 prin tranzacții care au fost dovedite în instanță că au fost unele procedări ilegale cu planul cum a fost chiar investit.